Bună seara și bun găsit, stimați telespectatori, și la o nouă ediție a emisiunii Radiografii Sociale, vă spune Aurel Mihuț. Dragi prieteni, o să vedeți că e o temă cu totul și cu totul deosebită, tema pe care o vom dezbate în această seară, împreună cu dumneavoastră, prin intermediul telefonului 20 20 99. Avem în același timp și o întrebare a emisiunii, la care o să vă rog să răspundeți, pentru că o să vedeți, importanța emisiunii este într-adevăr deosebită, așa? Deci, întrebarea emisiunii, vă pasă că vă este ascultat telefonul și supravegheat comunicațiile pe internet sau nu? Semnul întrebării, da? La care dumneavoastră o să vă rog să aveți amabilitatea să dați un răspuns. Îmi pasă, nu-mi pasă. Este opinia fiecăruia pe care noi o respectăm. Așadar, în această seară, împreună cu invitații mei, pe care dați-mi voie să vă prezint, de la în dreapta mea imediat este domnul Ilie Bertea, fost ofițer de poliție și specialist în domeniu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Și, nu în ultimul rând, domnul Teodor Rațiu, președinte, comisar șef al OADOR, pentru că dumnealui, în calitatea pe care o are, sigur că da, este foarte nimerit să fie prezent în această emisiune în care vom discuta despre, stimați telespectatori, telefonul mobil, un redutabil spion, deci prietenul dumneavoastră cel mai bun, care vă facilitează toate problemele pe care le aveți rapid, operativ, o să vedeți dumneavoastră că tinde să vă fie din prieten, o să vă fie probabil până la urmă un dușman. Ori îl aruncați, ori nu mai aveți nevoie de telefoane, așa ca pe timpuri. Dacă ne gândim ce viață liniștită era pe timpuri. Domnilor, nu aveam telefon, nu știa nimeni unde ești, ce faci, nici șeful de la servici, nici nevasta de acasă. Am plecat acolo, erai acolo plecat, nimeni nu putea să te controleze. Foarte e, bine. Acum era bine, este. Bun, așa, pentru că timpul alocat emisiunii este foarte scurt, așa, o să trecem la subiect, nu înainte de a comenta de asemenea pe scurt ceea ce s-a întâmplat luni, marți și probabil că și în zilele următoare la finanțele din Timiș. Domnilor, cred că ați observat și dumneavoastră, angajații de la finanțe au ieșit afară într-o grevă spontană, nemulțumiți de faptul că finanțele, ANAF-ul va trece, din Timiș va trece la DEVA. Cum comentați acest lucru? Dacă îmi permiteți să încep. Da. Bună seara. Eu aș spune că este binevenită greva, însă ar trebui serviciile de bază. Am văzut astăzi niște oameni nemulțumiți că pierdeau fonduri europene, că nu puteau să-și depună banii, că nu puteau să-și facă principalele operațiuni. Însă mă raliez poziției președintelui Consiliului Județean și eu sunt consilier județean și spun că neapărat Timișoara trebuie să fie Timișoara, pentru că este centrul vestului și trebuie să fie un oraș reprezentativ așa cum a fost dintotdeauna. Incomparabil față de ce se propune și nu trebuie să fim de acord cu această schimbare de situație, cu această schimbare de centru administrativ, să spun, al vestului, pentru că Timișoara nu se compară nici cu Deva, nici cu Aradul, nici cu Reșița. Timișoara este și rămâne Timișoara. Este nu doar că suntem noi bănățeni și suntem aici, dar este un oraș, zic eu, primul după București ca importanță economică. Și este politică. O mare putere economică, sigur, sigur că sigur. Da. Și să nu uităm că de aici a plecat Revoluția. Nu este de uitat faptul că tot ce se face acum în această democrație se datorează și timișorenilor care au ieșit în stradă și care au spus până aici, gata, opriți-vă. Domnul Bertea, dar dacă ne uităm din toate punctele de vedere, ca populație, numeric, da? Da. Populația este mult mai mare. Și contribuția ca la buget. Contribuție este mult mai mare. Cu asta trebuie putere să economică. Timișoara are o putere economică mai mare. Și atunci iei finanțele și le muți la DEVA. Asta ar însemna să punem pe drumuri atâtea mii de oameni care trebuie să-și plătească dările. Vă dați seama că e un nonsens. Odată ce aici este centru cultural, economic, administrativ al Banatului, să se ducă până la DEVA, care poate nu este nici la jumătatea noastră din punctul de vedere al contribuției la buget, al populației, al intereselor economice, politice, culturale. Noi vrem să facem din Timișoara oraș european. Să spunem că este capitală europeană. Nici cum, DEVA nu poate intra în această competiție. N-am nimic cu ei, sunt prietenii noștri, sunt dintotdeauna respectați, dar nu se pune problema de o comparație. Mi se pare neavenită. Este o glumă proastă.
Nu o să putem intra în miezul problemei, o să o facem cu altă ocazie, într-o altă emisiune dedicată acestui lucru, să vedem și cum vom decurge, dacă într-adevăr se va lua o decizie definitivă în această situație. Doar Orațiu, cum comentezi acest lucru? Subscriu celor spuse de Ilie. Da. Categoric și mai fac precizarea că totul vine de sus. O trebuie să fim și noi de acord până la urmă. Lucru care nu se va întâmpla, așa cum a subliniat Ilie. Avem atâtea argumente. Categorică, da. Dar a sublinea o, cu permisiunea ta, Aurele, că Ilie a fost comisar șef în poliție, a fost șeful poliției municipiului Timișoara și a lucrat în domeniu. Păi multă lume îl cunoaște, acum n-am mai intrat în detaliile astea, am spus că a fost ofițer de poliție, sigur, dar și specialist în domeniu, pentru că am căutat să aduc specialist în domeniu pe subiectul pe care îl discutăm în această seară, Ilie Bertea, specialist în domeniul subiectului nostru și tu, de asemenea, vis-a-vis de drepturile fundamentale ale omului. Avem un prim telefon, nici n-am început bine, deja avem un prim telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Miuț! Bună seara! Acum am văzut, dar întreb și pe a doilea, mai ales cu finanțele. Păi hai că eu sunt o muiere bătrână, dar unul tânăr, dacă îi trebuie o adeverință, îi trebuie ceva să se ducă până în Deva, pe Timișoara noastră și îi. Păi eu știu că era pe timpul înainte, când era raionul Lugoj, și era Timișoara, a fost Timișoara, județul Timiș. Păi acum așa am ajuns, vai și amar de capul nostru. Și în a doilea rând, cu telefonul mobil, eu întreb și după aia închis și poate să se răspundă. Eu nu zic că nu-i bun mobilul, dar cine vrea să-și bată joc și ni s-a întâmplat și nouă, își cumpără cartelă și ne-l verifică el dacă eu mă duc cu numărul ăla la poliție sau undeva, că el aruncă cartela și la revedere, îl găsește și undeva. Nu-l mai găsește nimeni și noi am fost tot pistonați, tot pistonați. Deci să înțeleg că ați fi de acord cu interceptarea convorbirilor telefonice. Păi bun, dar spun, nu că n-ar fi bun pentru tineretul ăsta mobilul, dar nu poate să-i verifice nimeni pe ăștia care caută să-și bată, că cumpără cartela. Și nu se poate verifica cartela cumpărată cu o aruncă. Și nu mai găsește nimeni. Poți să se uite pe desfășurător undeva, că eu cred că nu se mai poate verifica. Asta am vrut. Vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară bună. Deci, ia că te oprim telefonul, opinia dumneaei, am ascultat-o vis-a-vis și de finanțe și de interceptarea discuțiilor telefonice cu ajutorul mobilului. Deci, trecem acum la acest subiect în ceea ce privește interceptarea convorbirilor telefonice și, stimați respectatori, pentru cei care nu știți, este un proiect de lege inițiat de deputatul Sebastian Ghiță din cadrul PSD-ului, membru în Comisia Comună pentru Exercitarea Controlului Parlamentar asupra activității SRE, care cere să fie permisă interceptarea convorbirilor de pe cartelele prepay, precum și atunci când cumperi o cartelă prepay, să te duci și spui, domnule, vreau o cartelă prepay. Ți se cere numele, prenumele, CNP-ul, trebuie să prezinți buletinul ca să-ți fie eliberată această cartelă prepay, da? Deci numele, prenumele, CNP-ul și adresa celor care cumpără asemenea cartele prepay. Dânsul susține în același timp și implementarea unui program numit PRISM în România, program care va permite supravegherea comunicațiilor pe internet în cazul suspiciunilor de terorism sau infracțiuni economice grave. De altfel, totul se axează pe această motivație de terorism sau infracțiuni economice grave. Dânsul motivează această chestiune prin faptul că nu vrea să-și vadă copiii răpiți pe stradă și nici nu vrea să-i vadă sărind și nici nu vrea să-i vadă măcelăriți de o bombă,
Și aceasta este motivația pe care o dă dânsul și datorită acestui lucru a inițiat acest proiect de lege prin care cere ca telefoanele care la ora actuală, și o să ne spună mai mult și domnul Bertea despre această chestiune, în România sunt vreo 10 milioane, după câte știu eu, da, să fie, vă dau cuvântul imediat, să fie ascultate, interceptate. Deci asta, pe de altă parte, înseamnă că nici nu mai poți să-ți permiți să vorbești, să faci orice, pentru că deja se aduce atingere să zicem, intimității omului în sine, da? Nu mai poți să-i spui soției, dragă, te iubesc și aș vrea ca să facem dragoste în seara asta, pentru că telefonul, și o să vedeți dumneavoastră, chiar în situația în care bateria este scoasă, el înregistrează, sunt situații și anumite chestiuni pe care nu le cunoașteți, dar noi o să vi le explicăm în această seară, pentru a fi în cunoștință de cauză. Mă opresc aici pentru că avem un alt telefon și n-aș vrea să las telespectatorul să aștepte, după care îi dau cuvântul domnului Ilie Bertea. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Bună seara. Vă felicit pentru emisiunea din această seară. Mulțumim. Să dea puțin mai tare. Și de la început ați ridicat două probleme care sunt în interesul națiunii și a timișorenilor. Numai puțin regia, rog, puțin difuzorul mai tare. Da, vă ascult. Eu nu am încercat să vorbesc puțin mai tare ca să nu vă deranjez. Acum se aude bine. Ok, vă mulțumesc. Deci, în prima fază să vorbim de administrația fiscală. Ar fi una dintre cele mai mari prostii ca mare administrație să se mute în alt județ. Dar nu trebuie să ne uităm, să uităm un lucru foarte elementar. Este o birocrație enormă la ora actuală în administrația fiscală. Sunt un plătitor lunar și mă duc să plătesc dările către stat. Și nu este nimeni la ghișeu și eu stau jumătate de oră până când una dintre doamne sau domnișoare binevoiește să mă primească. Chiar dacă am număr, cum este la ora actuală. Eu aș recomanda ca cei care răspund de administrația fiscală să pună piciorul în prag și să facă un pic de ordine, că altfel, într-adevăr, cei de sus ne mută la Deva sau mai repede la Sibiu. Deci asta este părerea mea, ar trebui făcut un pic de curățenie administrația fiscală, pentru că este birocrația de acum 20 de ani. Da, și spuneți dumneavoastră că e totuși o deosebire între ceea ce se întâmplă în cadrul administrației respective și faptul că se dorește ca această administrație să fie mutată la Deva, să nu rămână în Timișoara. Aveți perfectă dreptate, sunt două lucruri separate care nu au legătură una cu cealaltă. Da. Și cu asta am terminat cu problema administrației fiscale și să trecem la, într-adevăr, la problematica emisiunii dumneavoastră. Fac precizarea că nu Deva a cerut să fie mutată finanțele publice acolo. A cerut-o ministrul finanțelor, Bozganian. Da, aveți perfectă dreptate, dar poate dânsul are argumente pe care noi nu le știm, care sunt argumentele dânsului de mutare. De asta se numește, transparență. Dacă poporul nu știe, înseamnă că noi suntem ca oile lui Gigi Becali. Păi corect, dar nici dumneavoastră nu știți care este motivul domnului Bozganian că vrea să mute administrația. Păi vreau să-l aflu. Vreau să-l aflu. Păi să-l aflăm tot și cu asta, să terminăm cu administrația fiscală, că aveți o altă temă astăzi. Da, intrăm în subiectul 2, spuneți. Este cel mai important subiect din această seară și aveți perfectă dreptate cu telefonul mobil, spion, redutabil, puternic și așa mai departe. Sunt un cetățean a acestei țări
și sunt în mare măsură perfect de acord cu această măsură propusă de cineva. Pentru că trăim într-o lume în care nu știi ce te paște pe trotuar sau ce te paște pe stradă. Dar această ascultare a telefonelor, într-adevăr, să se facă, dar în acel caz în care ești implicat sau aproape de a fi implicat în probleme teroriste, economice, financiare sau, Doamne ferește, ceva. Pentru că legea nu permite ascultarea telefoanelor. Aceste telefoane se pot asculta doar cu acordul unui procuror într-un temei bine stabilit. Și pentru siguranța națională și pentru siguranța mea personală, aș fi de acord, dar de la o limită în sus cu aceste ascultări de telefoane. Pe care ați explicat-o. Puțin, să ne întoarcem puțin în istorie. Toți am făcut bancuri cu Ceaușescu, cu Iliescu și cu Constantinescu prin telefoane. Și cu Băsescu. Și n-am fost arestat niciunul. Băsescu urmează de acum încolo, domnul Bertea. Mai avem timp. Nu eu am zis. Eu. Domnul profesor, ok, scuze. Nu e problemă. Deci dacă cineva vrea să ne asculte, domnilor, ne ascultă fără să știm noi și fără să fie aprobat de Parlament sau de SIE sau de SRI sau de Băsescu. Da. Atâta vreme cât eu fac o glumă cu dumneavoastră, domnul Bertea, sau cu domnul Miuț, și în politică sau în ceva, nimeni nu mă poate aresta dacă îl înjur acum, dar nu vreau că sunt pe un post de televiziune să-l trimit în masa pe Băsescu, poftim. Și să-l registreze cineva telefonul acum. Eu cred că ați dat un exemplu, că de fapt nu faceți acest lucru în această emisiune, să-l trimiteți în masa pe președintele țării. Nu, am dat un exemplu. Ați dat un exemplu. Da. Pozitiv. Ipotetic vorbim. Da. Ipotetic am dat un exemplu să văd dacă în 5 minute cineva iese la ușa mea să mă aresteze pentru că l-am trimis în puncte de data asta pe cineva. Și dacă se întâmplă acest lucru? Și dacă se întâmplă acest lucru, trăim într-o democrație europeană încă libertatea exprimării cuvântului este garantată de Constituție. Dar ce părere ai? Și cu asta aș vrea ca să încheiem discuția, pentru că probabil mai sunt și alții care vor să intre. Da, ok, spuneți, vă rog. Să intrăm în subiect, pentru că avem un specialist aici în domeniu, doi specialiști, da? Și atunci ar vrea ca să explice anumite, să spun, fenomene în ceea ce privește ascultarea telefonului mobil. Foarte mulți dintre concetățenii noștri, din cei de lângă noi, au o reacție de genul ci că nu am ce să ascund și ce dacă mă ascultă. Chiar așa? Ne este indiferent că în situațiile intime ale noastre suntem ascultați? Ne este indiferent? Ci că n-am ce să ascund, ca atare poate să mă asculte. Și atunci ne mirăm că se vine cu asemenea aspecte, că aleșii noștri, în loc să ceară să facă un proiect, să inițieze un proiect de lege mai bun pentru cei care i-au ales acolo, să ne îmbunătățească traiul vieții, să o ducem mai bine, să avem salarii mai bune, să facă ca economia să meargă mai bine, da? Ei vin cu asemenea asta, care să fim urmăriți la tot pasul. Sunteți de acord cu asemenea lucru? În două cuvinte, ca să nu mai rețin, că poate sunt și alții care vor să intervină, sigur că da. Vă răspund la ceea ce a spus dumneavoastră. Eu dacă vreau să vorbesc probleme intime cu soția, cu amanta sau cu prietena, eu le vorbesc ori prin telefon, ori în față, sau dacă vreau, Doamne ferește, să arunc prefectura în aer, nu o vorbesc prin telefon, mă duc și o fac. Am înțeles. Deci răspunsul dumneavoastră la întrebarea emisiunii, vă pasă că vă este ascultat telefonul și supravegheat comunicația pe internet, este da sau nu? Nu vă pasă.
personal atâta vreme cât nu atentez la integritatea națională a țării și a personalităților, nu mă interesează. Mulțumesc! O seară bună, vă dorim! O seară bună, la revedere! Mulțumim, la revedere! Domnul Ilie Bertea, în calitatea dumneavoastră pe care ați avut-o și cunoașteți foarte multe lucruri, cine și cum ne interceptează telefonul? Haideți să plecăm de aici. Da, plecăm de la această idee și să o luăm de după Revoluție. Toată lumea i-a înjurat pe cei de la securitate înainte că ne ascultau telefoane. Așa e, până la 89. Ia blestema și păi și acum ce facem? Îi blestemăm pe cei de la SRI. Ideea este foarte clară și noi trebuie să copiem modelul occidental, pentru că nu inventăm noi acum nimic. Oricine face un pregătește un atentat sau face acte premergătoare sau pregătitoare pentru a face o faptă infracțională gravă, poate și trebuie să fie ascultat, supravegheat și organele de stat trebuie să intervină. Asta am făcut timp de 30 de ani și vreau să facem în continuare. Dar nu pot fi de acord cu ideea că cele 10 milioane de cartele preplătite, care sunt acum în circulație și probabil în viitorii 2-3 ani se vor mai vinde încă vreo 10.000, să fie gestionate de un sistem care să devină birocratic, să devină foarte încălcit și foarte ineficient. Eu v-am dat în pauză, înainte de a intra în emisiune, problema mașinilor de scris de pe vremea comuniștilor. Era cineva care scria manifeste și le arunca pe stradă. Automat cineva s-a asesizat, așa e și acum cu atentatul din Bulgaria, cu cartela preplătită. Toată lumea trebuie să țină mașinile de scris sub cheie și să fie inventariate de către miliție și lunar câte un raport și cu tot ce se bate la mașină, tot să se scrie într-un caiet. Era o birocrație fantastică unde lucrau mii de polițiști de la economic și sectoriști și făceau rapoarte. Ori situația nu putem spune că era sub control. Tot așa și această problemă. Părerea mea este că e utopie să crezi că vei putea ține sub control 10 milioane de cartele și alte 10 milioane ce se vor mai vinde, întrucât orice om cu bani care are o astfel de intenție poate să dea la un amărât de pe stradă 10 milioane, cumpără-mi, te rog, 20 de cartele preplătite pe buletinul tău, îi dă și lui acolo 1 milion și pleacă cu ele la București, la Cluj sau în Ungaria. Sau le cumpără de la țara vecină, din Iugoslavia. Acum se vine în 2 ore, domnul Miuț. Da, sau să vine din Austria în 4 ore. Și poți să sune să vorbească cu oricine. Sunt de acord cu o verificare și cu o strictă supraveghere a celor care încalcă legea, așa cum au englezii, v-am dat exemplu cu pedofilia. Ei sunt urmăriți toată viața după ce au comis o astfel de faptă, au fost condamnați definitiv irevocabil și după ce iasă au niște obligații pe unde se deplasează. Dar noi trebuie să luăm în calcul articolul 28 din Constituția României, care spune că secretul scrisorilor, al telegramelor, al tuturor transmiterilor poștale, convorbiri telefonice și celelalte mijloace de comunicare este inviolabil. Ori România a aderat la Uniunea Internațională, la Uniunea Europeană și avem deja o lege care permite stocarea convorbirilor telefonice de către operatorii de telefonie pe timp de 6 luni. Orice procuror sau polițist poate să adreseze față de către judecătorul care la rondează o cerere cu dosarul bine întocmit, întemeiat pe probe și să ceară ascultarea unui cetățean, oricare ar fi el, pe teritoriul României. Și îi se va da această aprobare, dar să fie strict supravegheată și ținută cumva în evidențele lor, în evidențele judecătoriei. Nu oricine acum și orice telefon și oricine ce vorbește. Este o violare a intimității și o să rog și pe Doru să spună cum văd, cum încălcarea drepturilor omului este ca și cum spunea cineva pe net, ca și cum s-ar uita cineva pe gaura cheii. Ca și cum s-ar uita cineva pe gaura cheii. O să vă opresc, că avem un alt telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Nu vă supărați, sunt un fidel al emisiunii dumneavoastră. Felicitări pentru emisiune, domnul Miuț. Mulțumim. Mulțumim. Și felicitări pentru invitații dumneavoastră. Aș vrea să pun 2 întrebări scurte, așa nu vreau să țin mult. Vă rog. Da. Nu vă supărați. Noi ăștia, generațiile mai vechi, le știm toate cam cum s-au perindat în istorie la noi în România treburile, dar mie mi-a plăcut în trecut o treabă foarte, foarte bună. Ne amese cu treburile interne. Acum vin toți, filmează, fotografiază, fac de toate chestii. Dumneavoastră, nu credeți că ăștia se duc și râd de noi? Este o întrebare, foarte, a doua? Asta e una dintre întrebări. Da. Și a doua întrebare. Am avut valori și pe timpurile din istorie. Am avut valori și în timpurile comuniste, avem valori și azi, dar eu zic că nu s-a așezat unde trebuie, atât am avut.
Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, o seară bună. Deci cetățeanul ne întreba dacă cei care la ora actuală au libertatea de exprimare, de deplasare, de vin încoace, vin în țara noastră, fotografiază, filmează, văd o grămadă, nu vorbesc despre noi. Sigur că da, aceste materiale se regăsesc dincolo în presa respectivă de dincolo și redă ceea ce se întâmplă în România. Sunt riscurile democrației și noi ni le-am asumat după 1990 și să nu uităm ce fac și românii noștri pe acolo. Sigur, poate ei nu sunt buni de așa ceva, dar ei au alte și alte fapte. Ați văzut presa străină, televiziunile străine, că țin pagini întregi, ore întregi de emisiuni în care îi critică pe românașii noștri care nu se integrează în societatea europeană și fac fel și fel de prostii. Odată ce ei și-au asumat acel risc, ne l-am asumat și noi. Și noi, corect. O să rog pe colegul din regie să-mi facă legătura cu senatorul Petru Ehegartner, senator de PNL, să ne spună cum vede dumnealui această situație. Doru Rațiu, o să te rog ca să spui și tu ceva legat de această problematică, în calitatea pe care o ai, sau mai multe, în calitatea pe care o ai, pentru că tu, de fapt, ești apărătorul acelor care le este lezată intimitatea, drepturile fundamentale. Aici e vorba de dreptul fundamental al omului, da? Și aici, da? Bun. Preluăm acest telefon și după aceea, Doru Rațiu, te rog să intervii. Bună seara, sunteți bună în direct. Bună seara, domnul Miut. Bună seara. Aș avea și o întrebare la dumneavoastră. Cum se poate, domnule, fac ăștia și, cum să vă zic, dau telefoane la anumite persoane, nu știu de unde ia numărul de telefon, că n-am păstrat în viața mea de când am telefonul de 30 de ani, de când s-a înființat telecomul, ca să poată să intre pe telefon să te prostească în anul ăsta. Să zică, domnule, eu sunt de la REM Telecom, că ai câștigat nu știu ce și ăsta, cumpără în cartele și încărcabile. Nu se ia în considerare, nu știu, de cine s-a ascultat? Deci, cum poate să facă ăștia să intre pe telefon? Eu nu înțeleg, domnule, m-a prostit pe unul la telefon să iau nu știu câte cartele, ca să încarc telefonul. Și, bineînțeles că am luat câteva și pe urmă nu m-am prins că face așa ceva. Dar de unde se poate? Nu se ia nicio măsură. Faci reclamate, te duci la poliție. Am făcut reclamate la poliție. Nu știu cum, de unde iau ei numele, eu nu pot să înțeleg. Da, mulțumim pentru intervenția noastră. Rămâneți mai departe pe televiziunea noastră și o să aflați. Doru Rațiu. Eu aș vrea să spun că așa cum am mai spus în emisiunile trecute, vedeți, din Constituția României dispare câte un articol. Cum am spus, liberul acces la justiție. Nu este liberul acces la justiție, ăsta trebuie tăiat. Da? Acum vin și spun așa, apropo de ce spunea și Ilie, dreptul la intimitate. Domnule, ăsta trebuie tăiat. Apropo de ce a spus domnul dinainte, că e de acord. Foarte bine, îi respect opțiunea, libera opțiune. Dar i-aș pune o întrebare. Atunci când vine la birou la noi și spune, domne, acel patron fură, face, drege, haideți să-l dăm în judecată sau la DNA. Și eu spun așa, domnule, vină mâine cu datele. Telefonul meu este ascultat și a dânsului. Cineva o să spună, alo, omul, vezi că ăia de acolo îți pregătesc surpriza. Așa e. Așa e. Și atunci eu nu sunt de acord că aceste telefoane să fie ascultate de către nimeni. Da, Ilie știe foarte bine, orice cetățean străin care intră pe teritoriul României este luat sub observație legală. Este Ilie. Trebuie să respecte legile țării. Dacă exact. Își vede de treabă, nu. Exact. Dar dacă el este un potențial infractor, un pedofil sau un terorist sau ceva, este firesc și normal să fie pe teritoriul oricărei țări urmărit și ascultat. Categorie. După aceea, mai sunt țări și mai ales cele arabe, trebuie să o spunem pe nume, de unde vin cetățeni și nu se știe niciodată din ce structură fac parte. Că s-a mas, că Hezbollah, că o va ști. Da, e treaba lor. Este problema lor. Dar avem servicii competente care intră și spun, domnule, ăsta trebuie luat
sub observație. Și este ascultat, clar să fie. Deci, cu aceste lucruri sunt de acord. Atunci când siguranța statului român este pusă în pericol. Nu în alte feluri. Gândiți-vă că acest Ghiță, deputat de PSD, care inițiază proiectul de lege, mâine va putea fi el ascultat. Și așa rebelelele. Sau familia lui. Exact. Da. Doar o să continui după ce luăm acest telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Bună seara, sunt un cetățean al localității Jarmata Vii și aș dori să relatez unele probleme ale localității, dacă se poate. Dar vă rog să vă, dacă depinde, dacă are legătură cu subiectul pe care îl discutăm. Nu știu, acum, chiar acum am dat la dumneavoastră pe post și nu știu, n-am intrat așa, deci, și nu discutăm, m-am informat. Discutăm despre telefonul mobil, despre interceptarea discuțiilor telefonice. Ah, da, atunci o să intru altă dată în direct. Intrați e vorba de alte... Mulțumesc, sigur că da, o seară bună. La revedere. Trebuie să vorbim și de costuri, pentru că România la ora actuală este o țară săracă, este o țară în criză. Dumneavoastră gândiți-vă aparatura asta destul de sofisticată, ce trebuie achiziționată și sutele de funcționari care vor trebui să supravegheze această activitate timp de ani de zile. Să lucreze în domeniu, necesită niște costuri pe care cred că România nu și le poate permite. Este destul de bine cum e până acum, ne oferit Dumnezeu și România nu a avut niște atentate notabile, în afară de 2-3 care sunt destul de slăbuțe față de situația internațională, înseamnă că serviciile își fac treaba. Și au fost prevenite din timp. Așa este și ei știu ce au de făcut. Avem profesioniști în domeniu, avem aparatură, sunt atâtea metode de a asculta și de a urmări pe cei care încalcă legea, încât nu mai trebuie inventate altele. Sau nu trebuie să-i facem potențiali infractori pe toți cetățenii României și pe cei care ne vizitează. Exact. Asta este. Mai e o problemă în care nu s-a spus. Toate telefoniile mobile care sunt angrenate în această acțiune sunt scutite de impozit. Știați? Vă referiți la firmele de telefonie? Da. Că-i Vodafone, că-i Cosmotel. Pentru serviciu care îl fac de interceptare? Exact. Da, nu știam. Ia gândiți-vă câți bani pierde statul român. Gândiți-vă. Păi ne gândim, sigur că da. Sute de milioane. Da. Da. Domnilor, aș vrea să mă întorc puțin înainte de 89, domnul Bertea. Da, am lucrat câțiva ani. Și după 89, înainte de 89 exista securitatea. Da. Ne amintim cu toții că după 89 a fost atât de blamată, da? Tocmai pentru problema asta, toată lumea, uite-mi, ascultă telefoanele, lovește intimitatea. Nu trebuie să mai revenim la așa. Da. Dar, vin acum și spun că și înainte de 89 și acum după 89, când nu se mai numește securitate, ci se numește Serviciul Român de Informații, da, are un rol bine definit. El trebuie să existe. El a trebuit să existe și înainte de 89, în ceea ce privește siguranța statului român, și trebuie să existe și acum după 89 în acea situație pentru siguranța țării noastre. Aici este problema esențială unde noi cu toții trebuie să fim de acord. Dar în ceea ce privește partea cealaltă, a fi ascultat telefonul în permanență, zi și noapte, și dacă îl închizi, pentru că o să vă rog, domnul Bertea, să ne spuneți cum ne dăm seama dacă telefonul nostru pe care îl avem este interceptat sau nu. Ne putem da seama? Nu vă puteți da seama, sunt metode sofisticate și chiar dacă scoateți bateria din telefon, chiar am citit pe net astăzi ce spun specialiștii, și dacă îl dați deoparte, și sunt atâtea metode, cel puțin 7-8 care vă pot asculta și ambiental sau ne pot asculta, că eu sunt mai ascultat decât dumneavoastră, pentru că 30 de ani am fost în sistem, am fost și directorul Direcției de Imigrări și era firesc și normal ca dacă am un atestat ornis și am acces la date cu caracter secret sau cu caracter secret sau strict secret, este firesc să intereseze serviciile, știu eu, SRI-ul, DSI-e, 962, deci vedeți că nu e numai SRI-ul. Oamenii își fac treaba și eu îi apreciez. Își fac treaba, sigur că dar problema era că dacă ești un om important și ai acces la niște informații importante pentru țara ta,
Și asta este normal și firesc, să-ți aibă totul sub control, orice discuție în afara cadrului sau orice scurgere de informații să fie prevenită sau să fie curmată de aceste servicii. Însă mă întorc la cetățeanul de rând, la omul simplu, care reprezintă 95% din această țară, om care nu face nicio infracțiune, care a fost la poliție doar să-și facă buletinul sau pașaport. El trebuie respectat în intimitatea lui. Asta nu pușcă cu Constituția, spunea un deputat UDMR. Adică să-i ascultăm pur și simplu cum era pe vremea trecută, hai să mergem peste el acasă la o percheziție, întoarcem casa pe dos, noi căutăm aur și valută, dar găseam 15 kg de făină. Și facem dosar la decretul 306 că a furat făină. Și zice, mergeți voi la el, că găsiți voi ceva. Găsiți ceva. Ei, nu mai merge cu găsiți voi ceva, pentru că normele europene ne impun să fim în această linie, în această familie democrată, unde omul trebuie respectat și valorile lui. Și Doru știe mai mult decât noi la conferințe internaționale, unde participă, știe cum se pune problema. Domnul Mihuț, România a fost condamnată cel mai mult, este țara cu cele mai multe condamnări la CEDO pentru acest lucru, pentru nerespectarea drepturilor omului. Sub diferite forme, nu numai pe telefon. Vreau să vă dau un exemplu care e prescris, cred, acum, cu ascultarea telefonelor lui Zaher Iskandarani. S-au ascultat pe 3 ani. Noi am dat niște autorizații la nivel de România de către procuror, pe care îl asimilam cu magistratul. Curtea Internațională a considerat că nu este el magistrat și doar pe ultimul an când au fost făcute de către judecător. Ori toate acele dosare cu muncile și cu milioanele de lei sau zecile de milioane sau miile sau milioanele de euro și munca de ani de zile. De ani de zile plus oamenii de acolo. Deci noi prin această problemă democratică îi ferim și pe oamenii din sistem de a încălca legea. Pentru că îți vine o condamnare CEDO și atunci îți cere pe oameni să-i înlături din sistem, să le dea condamnări penale, iar la omul respectiv căruia i s-au încălcat drepturile, să îi se dea niște compensări materiale, în bani. Ceea ce România a primit-o foarte des. Haideți din să banii noștri. Din banii contribuabilor, ai dumitale, ai mei și a celor care ne ascultă. Deci noi trebuie să facem în așa fel, să fim în standardele europene, să nu mai trecem prin așa ceva. Că suntem primii la capitolul condamnări pentru încălcarea drepturilor omului. Bun. Cei care conduc la ora actuală țara, România, credeți că nu știu aceste lucruri? Știu. Și totuși vine cu o propunere. Iar unul mare de acolo spune, da, e bună. Eu vă spun că această propunere, la data de 5 martie 2013, a fost respinsă. Daniel Pirpiliu era cel care a cerut stocarea și colectarea datelor necesare identificării celor care cumpără cartele Plipei. A fost respinsă de către același guvern, de către guvernul domnului Ponta. Iar ea a fost dezbătută de față cu toți cei care au legătură cu acest caz. Adică au fost adunați așa într-o sală, cum stăm noi acum, și au dezbătut-o toți operatorii de telefonie mobilă, Asociația pentru Tehnologie și Internet, Autoritatea Națională pentru Administrarea și Reglementarea în Comunicații, ANCOM-ul, SRI-ul, MEAI-ul, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, ANSPDCP-ul, conform Hot News. De acolo ar fi cineva, domnul Bertea? Organizația pentru apărarea drepturilor omului, pe care n-au ținut cont. N-au ținut cont și nu-i prima dată. Și nu e prima dată. Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. Așa a fost comunicatul și așa a fost. Deci guvernul acum este într-o situație, într-o postură penibilă. A refuzat în data de 5 martie această inițiativă, în 5 martie 2013, anul acesta, și acum o repune pe masă. Mie mi-e teamă și de niște interese, să le zic așa, cumva de grup, de niște interese clientelare, adică să vină o firmă, din America probabil, care să implementeze acest sistem timp de 2-3 ani în România, să ne ia niște sute de milioane de euro pentru această implementare și să o vedem după aceea că nu este eficientă. Pentru că orice terorist, cât ar fi de prost și de slab pregătit, nu cred că Omar Haisam a cumpărat o cartelă cu 5 euro ca să vorbească cu echipa lui, ca să-i răpească pe ăștia. Nici vorbă. Au și ei mintea lor și inteligența lor. Să nu-i considerăm niște proști sau să nu-i desconsiderăm. Corect, dar eu pun problema și altfel. În situația în care se va legaliza acest proiect, va deveni lege, da? Cel care dorește să-și cumpere o cartelă Pripei se va duce să-și o cumpere și spune numele dumneavoastră, cum vă cheamă, CNP-ul, adresa, va mai face lucrul ăsta? Va face, știți cum? Cel mai simplu este.
la cel mai apropiat birt sau internet. Vorbește cu unul din tinerii de pe acolo, care și așa o situație materială precară. Mm-hmm. Și o dă cu du-te, un preț mai... Da, du-te, te rog, și cumpărăm 10 cartele dintre astea. Le cumpără, îi dă și lui acolo 102 de lei și pleacă cu ele la București sau la Cluj. Ce măsuri coercitive avem noi? Cu ce îl sancționăm pe ăla? Spune, mi-am cumpărat o cartelă pentru mine și mi-a fost foame a doua zi. N-am mai avut bani să-mi iau pâine și am vândut-o la unul pe care nu știu cum îl cheamă. Ce-i facem noi? Îl arestăm? Ce-i facem? Nimic. Care-i măsura care o luăm? Da. Absolut nimic. Domnilor, care este legislația în UE, în Uniunea Europeană? Facem parte, suntem vorba aceea, europeni, nu mai suntem, nu? Ca și suntem europeni. Acum eu mai fac o paranteză, am spus că suntem europeni cu prețurile, că cu salariile suntem tot români. Da, da. Da. Am înțeles că mai sunt țări unde se ascultă telefoanele. Dar eu nu cred că se interesează de oamenii de rând, exact cum punea Ilie. Adică de ciobanul ăla de sus, de acolo, din muncii Sibiului, să spună ce? Nu cred. Este și costisitor și ineficient. Nu cred. Și atunci revenim. Vor fi telefoane ascultate, aiurea, plătiți oameni aiurea, sisteme aiurea, pe banii noștri. Pe banii noștri. N-avem spitale, n-avem sistem de învățământ, n-avem aia, doar nouă ne trebuie ascultat de telefoane. Dar ați văzut, sunt unii chiar... E problema lor, libera lor, trebuie să ținem cont. Trebuie să recunoaștem, au spus că da. Dar dacă am face un sondaj, cred că majoritatea sunt așa cum spunea Doru Rațiu. Covârșitoarea majoritate de 70% chiar nu vor ca intimitățile lor să fie ascultate. Și noi trebuie să înțelegem pe acești oameni. Dar ei sunt un pic dezinformați pentru că ei nu cunosc costurile. Ei cred, aia și ce dacă mă ascultă. Dar dați-vă seama că este un sistem diabolic la nivel național, cu sute de angajați, cu 10 milioane de cartele care sunt acum pe piață. Pe piață. Și încă 10 ce se vor cumpăra în viitorii 2-3 ani. Păi cine poate în vacarmul ăsta? Da, dacă avem instalații de ascultat, orice telefon, că e cartele pripei sau celelalte, poate fi ascultat de către specialiști. Și noi avem o lege dată în acest sens, telefonia mobilă la tot nivelul național, toți operatorii de telefonie au obligația să stocheze aceste date și să le pună la dispoziția procurorului, dacă judecătorul dă această încuvințare. Da. Dar în dosarele în care s-a început urmărirea penală. Haideți să vă dau un exemplu. Am avut dosare când eram la Direcția Poliției de Frontieră, când străinii ne-au semnalat trafic de carne vie. 6, 7, 10 persoane din Timișoara au fost găsite acolo practicând prostituția, unele fără voia lor, fiind bătute. Toate datele acestea le-am strâns, le-am procesat, le-am prezentat procurorului. Era vorba de 2, 3, 4 persoane din Timișoara care se ocupau cu acest lucru. Sigur, am făcut un dosar penal, l-am întocmit cu toate piesele necesare, l-am prezentat procurorului de caz. El a analizat împreună cu mine începerea urmăririi penale pentru această infracțiune gravă. Trafic de carne vie între România și Germania sau Spania sau ceilalți. S-a dus cu el la judecător care i-a dat un mandat de ascultare. Dar el trebuie să fie limitat. Nu poți să-i dai pe toată viața. Este limitat și este pentru această problemă. Deci, convorbirile cu această temă vor fi ascultate asupra acelei persoane care prezintă interes operativ, precum și conexelor. Cine îl sună, ce-i dă, că îi spune, vezi că ți-aduc mâine 4 fuste să le modifici. Era un cod, ți-aduc 4 femei să le faci pașapoarte false. Ei folosesc codurile lor. E foarte greu de descifrat. Este munca specialiștilor din domeniu și îi apreciez că știu ce au de făcut, le pun cap la cap și mi-au adus și eu le-am cerut. Puneți-mi ce fac și cum se întâmplă. Haideți să strângem probe. S-a făcut treaba asta timp de 2-3 luni, l-am dus pe om, l-am luat de acasă, l-am dus în cătușe, l-am prezentat cu propunere de arestare. Și s-a făcut dreptate, este la locul lui. Dar asta, unul din 100.000 de oameni care vorbeau în același timp la telefon, pe noi ne-a interesat subiectul infracțiunii și probele care sunt necesare pentru dovedirea ei. Nu fiecare, nu nevasta lui din caz, nu copiii lui, nu oamenii cu care a mers el la șpriț. Sau deci care este o deosebire mare. Este o mare deosebire. Asta face Uniunea Europeană. Nu scapă nimeni neascultat, dar condiția de bază și suficientă este să fie subiect ale unei infracțiuni grave.
care să lovească securitatea națională, să lovească în viața integritatea unei persoane sau să facă acte pregătitoare pentru acest Deci nu se atace demnitatea mea. Nici într-un caz, deci, prin ascultare. Doru Rațiu, din punctul tău de vedere, pentru telespectatorii noștri, putem discuta despre un fenomen periculos pentru democrație? Foarte periculos. Foarte periculos. Este într-adevăr un fenomen periculos. Și așa la noi democrația este șubredă. Are niște picioare de lut. Și mai trebuie să și asta. Despre ce democrație vorbim atunci? Pentru ce vorba lui Ilie s-a murit în decembrie? Și sistemul este destul de stufos, destul de birocratizat. Exact. Și uneori chiar de ineficient. Păi dacă mai încărcăm de 5 ori sau cu 500%, cu 800%, cu cât la sută ori mai fi toate aceste documente, că trebuie făcute niște acte pentru toate aceste activități. Și niște activități propriu-zise, 24 din 24. Dați-vă seama ce volum de muncă. Și nu este eficient, deci cu siguranță va cădea în desuetudine, pentru că ce știm noi știe și cel care vrea să facă o infracțiune. Și v-am spus ce face. Aduce o cartelă din Iugoslavia sau din orice țară vecină, unde nu are treabă. Cumpără de la un amărât, cu telefon cu tot. Ia 100 de euro, dăm telefonul tău. Amărâtul îl dă, că românul e fond. Este inventiv, să descurcă. Da. Imediat vor găsi ieșiri. Ilie Berta, haideți să vedem, să discutăm puțin foarte pe sur, că nu mai avem timp, deja ați văzut ce repede a trecut timpul. Cum ne dăm seama că telefonul ne este ascultat? Ne putem da seama de lucrul acesta? Cu siguranță, prezintă niște? Cu siguranță nu. Pentru că dacă este făcut de profesioniști, nu. O mai fac orice firmă care e specializată în IT, orice, să zic, detectiv particular sau ceva, poate să creeze niște instrumente, niște dispozitive de ascultat rudimentare care s-ar putea să mai scârțe pe aici pe acolo. Dar dacă o fac profesioniștii, cu siguranță nu. Nu vă vezi asta. Eu în documentarea pe care am făcut-o, am găsit că da. Am găsit și eu. Acumulatorul telefon se descarcă foarte repede, cu toate că tu nu ai vorbit prea mult la telefon. Telefonul se încălzește, chiar dacă n-ai vorbit, ai pus mâna pe el. Al meu e fierbinte de tot timpul, domnule. Și l-ați găsit fără să vorbiți, l-ați găsit fierbinte. Și ziceau că dacă vrem să nu ne asculte, să-l băgăm într-o folie de aluminiu și atunci nu știu ce. Sunt glume, sunt așa. Nu, dar poți vorbi sub apă. Poți vorbi sub apă. Deci sunt lucruri care... Profesioniștii o fac, am vorbit și cu profesioniștii spanioli și cu cei din Anglia, am făcut ceva cursuri de specializare, am fost la NATO, la Consiliul Europei, am stat câteva zile acolo cu Colegiul Național de Apărare și se face această activitate profesionist în interesul țării pe care specialiștii o reprezintă și în interesul cetățeanului onest. Nu împotriva lui, că doar asta vrea să puncteze. Nu împotriva cetățeanului. Deci tot ce se face de către SRI, SIE, DIE, trebuie făcut în interesul cetățeanului. Adică să-l asculte pe ăla care vrea să facă prostia, să facă ilegalitatea și să-l împiedice să o facă prin toate mijloacele, dar pe ceilalți, care 95%, 99% dintr-o țară sunt oameni care își văd de munca lor, de viața lor, să-i lase în intimitatea lor. Că atunci degeaba am trecut în democrație, dacă tot ne uităm pe gaura cheii. Este lovită intimitatea persoanei care este ocrotită de legile internaționale și de legile bunului știință. Și îi creează o stare de disconfort permanentă. Permanentă. Mă, telefonul e ascultat. Draga mea, nu mai lua aia. Deci... Despre asta este vorba. Intimitate. Să presupunem că noi suntem oameni corecți, oameni cinstiți, ne vedem de ale noastre, și, dar spre deosebire de ceilalți cetățeni, n-o să spunem că poate să ne asculte, că nu avem nimic de ascuns. Noi gândim mai departe și suntem de acord, așa cum ne pasă, și gândim deci, că, într-adevăr, este o soluție pentru cei care au intrat în vizorul autorităților respective, da, a serviciilor respective. O infracțiune gravă față de securitatea statului. Nu avem nimic împotrivă, din contră. Încurajăm și susținem. Dar trebuie să ne gândim fiecare dintre noi trei, că toți trei reprezentăm un grup, o comunitate. Da. Și noi trebuie să-i apărăm pe acești oameni. Da. Și apărăm așa cum putem noi. Da. Iată, chiar de aici, din acest studio, care încă este liber. Care... Așa cum spui, Doru, este încă liber. Îmi pare rău că am mai avea multe de discutat, dar timpul nu ne mai permite. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Televiziunii Europa Nova.
Părerea mea este că ați lămurit pe cei care ne privesc cu foarte multe lucruri interesante pe care nu le cunoșteau. Dacă e nevoie, o să mai venim în fața telespectatorilor noștri să le dăm detalii în acest sens. Așadar, vă mulțumesc încă o dată. Stimați telespectatori, marțea viitoare o să discutăm despre gazul de șist, o problemă de asemenea arzătoare pentru poporul român. Și o să vedeți, poate că unii dintre noastre deja știu despre ce e vorba. Rămâneți mai departe pe televiziunea Europa Nova, pentru că vine colega mea Daniela Constantinescu cu Observatorul. O să aflați știri, noutăți. Până marțea viitoare, să aveți parte de sănătate, că e mai bună decât toate și ca de obicei, deșteaptă-te, române!